ați revenit la rezolvări de probleme. În ultimul timp, câțiva studenți m-au rugat să arăt cum se rezolvă problemele în care apar scripeți care au masă. Și mi-am dat seama că rugămintea lor este îndreptățită, pentru că de câte ori am vorbit până acum despre scripeți, am vorbit doar despre scripeți ideali. Așa că azi vă prezint modul de rezolvare în cazul în care scripetele are masă, deci și moment de inerție. Dar înainte de a vă prezenta enunțul, vreau să fac câteva observații care ne vor ajuta în rezolvare. După cum v-am arătat în materialele teoretice, cât și în cele de aplicații sau în rezolvarea problemelor, un scripete ideal se mișcă fără frecare și n-are masă. Și în acest caz, tensiunea în firul care trece peste el este aceeași de o parte și de alta. Și este așa pentru că imediat ce tensiunea se schimbă într-o parte, scripetele ideal, scripetele fără masă, se poate mișca instantaneu, echilibrând cele două tensiuni. Și el poate face acest lucru pentru că, neavând masă, n-are inerție, nici moment de inerție, așa că el poate fi pus în mișcare fără a efectua lucru mecanic pentru asta. Și datorită acestui fapt, tensiunile de o parte și de alta sunt egale. De aceea, așa cum vedeți în desen, tensiunile sunt notate T și T și nu T1 și T2, iar modulul tensiunii este cuprins între cel al greutății mari și cel al greutății mici, adică avem relația G2 mai mare decât T, mai mare decât G1. Și datorită acestei inegalități, corpul mai greu coboară accelerat, iar corpul mai ușor urcă accelerat. Deci în cazul unui scripete ideal, avem două necunoscute, tensiunea din fir și accelerația. Dar un scripete real are masă, deci și moment de inerție, și de aceea el se opune forțelor care încearcă să-l rotească accelerat, ceea ce face ca tensiunile de o parte și de alta, așa cum vedeți în desen, să fie diferite. După cum vedeți, tensiunile sunt acum notate cu T1 respectiv T2, și tocmai diferența dintre modulele celor două tensiuni produce forța necesară pentru a mișca scripetele, după cum veți vedea. Deocamdată să observăm că acum avem următoarele inegalități: G2 mai mare decât T2, mai mare decât T1, mai mare decât G1. Inegalitatea din stânga ne arată că și de data asta corpul greu coboară, era culmea să urce. Cea din dreapta ne arată că și de data asta corpul ușor urcă. Iar inegalitatea din mijloc ne arată că a apărut o forță, diferența modulelor celor două tensiuni, care pune scripetele în mișcare accelerată. Este nevoie de o forță ca să facem acest lucru, pentru că acum scripetele are moment de inerție. Dar cred că ați observat că acum avem trei necunoscute: T1, T2 și accelerația. Așa că, spre deosebire de problemele cu scripete ideal, în care erau suficiente două ecuații, pentru că avem doar două necunoscute, acum avem nevoie de trei ecuații. Și a treia ecuație se poate scrie aplicând principiul fundamental al mecanicii la mișcarea scripetelui. Dar nu uitați, aceasta este o mișcare de rotație. Aici vedeți un tabel cu corespondența de echivalență între formulele pentru mișcarea de translație și formulele pentru cea de rotație. Dacă vreți să știți mai multe despre mișcarea de rotație, vă rog să urmăriți videoclipul de teorie cu același titlu, găsiți linkul în descriere.
Observați că în locul forței avem momentul forței, în locul masei avem momentul de inerție și în locul accelerației lineare avem accelerația unghiulară. Și atunci principiul fundamental, forța este masa înmulțită cu accelerația, care se scrie așa pentru mișcarea de translație, se scrie momentul forței este egal cu momentul de inerție înmulțit cu accelerația unghiulară. Și aceasta este formula principiului fundamental al dinamicii pentru mișcarea de rotație. Și acum putem să trecem la rezolvarea problemei, să vedem întâi enunțul. Avem, deci, montajul pe care îl vedeți în desen. Să scriem întâi ecuațiile principiului fundamental pentru cele două corpuri atârnate. Avem G2 minus T2 egal cu M2 ori A, accelerația, și pentru corpul mai ușor, T1 minus G1 egal cu M1 înmulțit cu A. Cele două corpuri au aceeași accelerație pentru că avem un fir inextensibil. Acum urmează să scriem ecuația principiului fundamental pentru scripete. Cum apare forța care încearcă să rotească scripetele? Aici vedeți un desen în care apar cele două tensiuni așa cum acționează ele asupra scripetelui. Firele produc, după cum vedeți, tensiuni care acționează asupra scripetelui prin forțe tangențiale, tangente la marginea scripetelui. T2 încearcă să rotească scripetele într-un sens și T1 în sens opus. Așa că putem considera că avem o singură forță, diferența celor două tensiuni, T2 minus T1, care încearcă să rotească scripetele acționând tangențial la marginea acestuia. Mai putem ajunge la concluzia asta și altfel. Vă rog să priviți acest desen. Acum am desenat tensiunile așa cum acționează ele asupra punctului superior, de la capătul superior al diametrului vertical al scripetelui. Și se vede că rezultanta lor are modulul egal cu diferența lor, pentru că de data asta cele două forțe au aceeași direcție. După cum am arătat deja, principiul fundamental al dinamicii pentru mișcarea de rotație se scrie așa cum vedeți aici. Și atunci putem scrie pentru scripetele nostru momentul forței, forța înmulțită cu brațul, adică T2 minus T1, forța care am arătat îl pune în mișcare de rotație, iar brațul este distanța de la marginea scripetelui la centrul lui, așa că este raza scripetelui, egal cu momentul de inerție al unui cilindru este 1 pe 2, masa înmulțită cu raza lui la pătrat, momentul de inerție față de axa de simetrie a cilindrului și mai trebuie să înmulțim cu accelerația unghiulară. Acestea sunt cele trei ecuații, dar trebuie să facem să apară și în ultima ecuație accelerația și nu accelerația unghiulară. Ca să avem doar trei necunoscute, accelerația T1 și T2. Ca să facem să apară accelerația liniară în locul accelerației unghiulare,
ne folosim de relația, viteza liniară este viteza unghiulară înmulțită cu raza. Și dacă ne gândim acum la o mișcare de rotație care pornește din repaus și împărțim ecuația la delta t, la durata mișcării, atunci vom avea v, care poate fi scris delta v supra delta t, pentru că viteza inițială e 0, este egal cu omega, care și el poate fi scris delta omega supra delta t, înmulțit cu raza. Dar delta v pe delta t este accelerația liniară, este egală cu delta omega pe delta t, este accelerația unghiulară, înmulțită cu raza. Și atunci, ultima ecuație se poate scrie t2 minus t1 înmulțit cu r este 1 supra 2 masa scripetelui ori r pătrat înmulțit cu, în loc de epsilon, a supra r. Și atunci raza se simplifică aici cu pătratul razei r și rămâne și în stânga și în dreapta raza, care dispare din ecuație, putem împărți ecuația la R. Și avem atunci următoarele trei ecuații. M2G mic minus T2 este egal cu M2A. A doua relație, T1 minus M1G mic este egal cu M1 ori A. Și a treia, T2 minus T1 este egal cu 1 supra 2 înmulțit cu masa scripetelui înmulțit cu accelerația. Acesta este sistemul la care am ajuns. Trei ecuații cu trei necunoscute, T1, T2 și accelerația. Ca să îl rezolvăm, exprimăm tensiunea T2 din prima relație, tensiunea T1 din a doua și dacă faceți calculele, veți vedea că ajungeți la următoarea expresie pentru accelerație. A este egală cu G mic la numărător M2 minus M1 supra M1 plus M2 plus 1 pe 2 din masa scripetelui. Aceasta este expresia pentru accelerația sistemului. Și partea interesantă este că nu apare raza. Pentru accelerația sistemului, pentru accelerația celor două corpuri și până la urmă accelerația unghiulară a scripetelui, raza scripetelui n-are importanță, bineînțeles, atâta timp cât masa lui rămâne constantă. Și acum, cu ajutorul primelor două ecuații, putem găsi tensiunea T1 și tensiunea T2. E mai ușor de lucrat de aici încolo numeric, adică găsim întâi accelerația și apoi lucrăm numeric ca să găsim cele două tensiuni. Și am rezolvat punctul 1. La punctul 2 trebuie să calculăm timpul necesar scripetelui pentru a descrie prima rotație completă. Legea spațiului în mișcarea liniară, uniform variată, fără viteză inițială, este distanța parcursă, este accelerația înmulțită cu timpul la pătrat supra 2. Conform tabelului de corespondență pe care l-ați văzut, asta înseamnă că pentru mișcarea circulară putem scrie așa, în loc de distanță avem un unghi, alfa egal cu, în loc de accelerație liniară, avem accelerație unghiulară, epsilon ori t pătrat supra 2. Pentru că noi nu l-am calculat pe epsilon, folosim relația pe care am găsit-o, știm că accelerația unghiulară este accelerația liniară împărțită la rază și atunci alfa va fi egal cu
A înmulțit cu T pătrat supra de 2 ori raza. Și de aici rezultă că T pătrat, noi timpul îl căutăm, este 2R înmulțit cu alfa supra A. Dar pentru că e vorba de prima rotație completă, știm cât este alfa, 2 pi radian. Și atunci T pătrat va fi 2R ori 2I supra A. T va fi atunci radical din ce avem acolo, va fi 2 radical din pi înmulțit cu R supra A. Acesta este răspunsul la punctul al doilea, timpul necesar scripetelui pentru a efectua prima rotație depinde, după cum vedeți, de raza scripetelui. La al treilea punct, trebuie să calculăm viteza unghiulară a scripetelui la 2 secunde de la începerea mișcării. Aici e ușor pentru că, așa cum viteza liniară se poate calcula înmulțind accelerația cu timpul într-o mișcare uniform variată fără viteză inițială, avem relația echivalentă omega egal cu accelerația unghiulară înmulțită cu timpul. Deci viteza unghiulară este accelerația unghiulară înmulțită cu timpul. Și pentru că, din nou, nu știm cât e accelerația unghiulară, o putem substitui cu A supra R înmulțit cu T și asta e tot. Acum putem calcula viteza unghiulară a scripetelui la câteva secunde, la 2 secunde, ni se cere de la începerea mișcării. La punctul 4, trebuie să calculăm energia cinetică a scripetelui la 3 secunde de la începerea mișcării. În cazul mișcării de translație, energia cinetică este masa înmulțită cu viteza la pătrat supra 2. Echivalentul acestei relații pentru mișcarea de rotație va fi momentul de inerție înmulțit cu viteza unghiulară la pătrat supra 2. Formula pentru energia cinetică de rotație. În cazul nostru, momentul de inerție este 1 pe 2 înmulțit cu masa scripetelui ori raza lui la pătrat, înmulțit cu omega pătrat, dar omega, viteza unghiulară, este accelerația unghiulară înmulțită cu timpul, adică accelerația liniară supra rază înmulțită cu timpul. Și atunci avem aici accelerația la pătrat înmulțită cu timpul la pătrat supra de 2 ori R pătrat, pentru că omega este la pătrat. Și raza se simplifică și de data asta. Deci nici energia cinetică a scripetelui nu depinde de rază pentru una și aceeași masă a scripetelui. Și atunci avem pentru energia cinetică, după un anumit timp, relația masa scripetelui înmulțită cu accelerația la pătrat înmulțită cu timpul la pătrat supra 4. Formula pentru calculul de la punctul 4. La punctul 5 trebuie să calculăm durația scripetelui după ce face 5 rotații complete. Durația se notează de obicei cu litera N și are ca unitate de măsură rotații pe minut. Spre deosebire de frecvență, care are ca unitate de măsură rotații pe secundă. Și asta înseamnă că relația între frecvență și durație este, durația este de 60 de ori mai mare decât frecvența.
Așa că trebuie să găsim frecvența și imediat vom putea calcula și durația după ce scripetele face 5 rotații complete. În mișcarea de translație avem formula lui Galilei, care spune că într-o mișcare uniform variată fără viteză inițială, viteza la pătrat, viteza finală la pătrat, este de 2 ori accelerația înmulțită cu distanța parcursă. Echivalentul formulei lui Galilei pentru mișcarea de rotație ar fi atunci viteza unghiulară la pătrat este de 2 ori accelerația unghiulară înmulțită cu echivalentul distanței este unghiul descris în mișcarea de rotație, unghiul alfa. Iar viteza unghiulară este de 2 ori pi înmulțit cu frecvența. Și atunci avem următoarea relație. 4 pi pătrat nu pătrat este egal cu 2 înmulțit cu epsilon, voi scrie din nou a supra r în loc de accelerația unghiulară, înmulțit cu alfa. Știm cât este alfa, pentru că întrebarea spune după ce face 5 rotații complete. O rotație completă înseamnă 2 pi radiani, 5 rotații complete înseamnă 10 pi. Ecuația se poate împărți la 4 pi și obținem pi înmulțit cu frecvența la pătrat este egal cu de 5 ori a supra r și de aici găsim pentru frecvența la pătrat relația 5 a supra pi înmulțit cu r, deci frecvența va fi radical din 5 a supra pi înmulțit cu r. Și în final durația conform acestei relații va fi de 60 de ori frecvența, adică de 60 de ori radical din de 5 ori accelerația supra pi înmulțit cu r. Și am răspuns și la ultimul punct. Vă las să faceți calculele numerice pentru aplicația dată, pentru că în acest fel vă fixați cunoștințele. E foarte important să continuați problema și să faceți calculele numerice. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în studiul fizicii. La revedere!